Jucătorii echipei CS Universitatea Craiova își continuă pregătirile în Bănie după revenirea din stagiul montan de pregătire de la Poiana Brașov. Astăzi CSU a avut programat un antrenament de la ora 11. Mâine după amiază de la ora 16 se va desfășura a doua ședință de pregătire a săptămânii. Miercuri la ora 9, staful și jucătorii universității vor pleca spre Ovidiu, unde vor evolua în Cupa Ligii joi de la ora 19 contra formației Viitorul Constanța. Vineri de la ora 16:30 și sâmbătă de la ora 11 sunt programate antrenamentele dinaintea meciului cu Ieșenii. Partida Universitatea Craiova CSMS Iași se va disputa duminică de la ora 16 pe stadionul extens în cadrul etapei a 10-a campionatului național Liga 1. Biletele pentru acest meci s-au pus deja în vânzare și costă între 5 și 25 de lei. Basketbaliștii de la CCMU Craiova se pregătesc în această perioadă în Serbia, acolo unde au susținut deja două amicale. După ce vineri au fost învinși de rușii de la Zenit Sankt Petersburg cu scorul de 80-67, aseară elevii lui Oliver Popovici s-au impus în fața echipei Constantin Niș cu scorul de 88-85. Ambele partide s-au disputat în orașul Vârșeț. În cadrul turneului din țara vecină, Cătălin Burlacu și colegii săi vor mai disputa încă două amicale. Mâine de la ora 17 cu Al-Wasl Dubai la Belgrad și joi de la ora 18 cu Mladost Zemun la Vârșeț.